stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Wheel TV. Alături de mine se află astăzi domnul Cristian Ganea, viceprimar Ploiești. Bună ziua și bine ați venit la Wheel TV. Bună ziua. Așa cum am afișat și pe ecran, avem un titlu care circulă de câteva zile pe ziarele online. Cine a furat Crăciunul? Ploieștenii se mai pot bucura așa cum se bucurau până acum de luminile de sărbătoare, de toate aceste pregătiri pe care le aveam în luna decembrie. Ce se întâmplă în momentul ăsta? Deci, așa cum am spus și la alte emisiuni și prin alte declarații pe care le-am dat, s-a întâmplat ceva nu foarte firesc, deci probabil o lipsă de comunicare, o neatenție, o grabă, nu știm exact așa, să spunem cu punct și cu virgulă, dar cert este că ne-am trezit în ajunul Crăciunului cu o licitație care a fost întârziată și la care au fost prezente două societăți pe rând și nu au câștigat. Deci oferta lor nu a fost la nivelul cererii. A fost ca preț dublu. Și s-a acum luat în calcul, mă gândesc, și bugetul din anii anteriori, adică prin deci, comparație? Nu putem să facem o comparație. Adică suntem undeva la 10% față de anul trecut. Ceea ce mi se pare o cifră foarte mică. Ne puteam aștepta la urmările acestea? Adică atunci când am cerut, când am venit cu suma aceasta de bani, ne așteptam ca anumite firme să nu se înscrie? Ne așteptam să nu avem lumini? Dacă face o comparație, ultima oară pare că au fost 13 miliarde, deci bani vechi. Și anul acesta 1.600.000, deci cred că da, ar fi trebuit să ne gândim și la acest lucru. Dar, așa cum am mai spus, bine ar fi fost ca în anii precedenți, sau începând de anul acesta, să începem să ne gospodărim, să ne cumpărăm instalațiile noastre proprii. Asta este o declarație pe care ați făcut-o și zilele trecute. Credeți că ar fi viabilă pe mai mulți ani? Absolut. S-a pus problema că o să punem în fiecare aceeași instalație. Nu, poți să o cumperi selectiv, pe culori, pe alte forme și să le rotești în oraș în așa fel încât în fiecare an să apară ceva nou în centre, prin cartiere sau pe zone care vrem să le împodobim. Așadar, acum, dacă ar fi să dăm un răspuns ploieștenilor, vom avea sau nu vom avea lumini? V-ați întâlnit săptămâna aceasta într-o ședință operativă? Au fost și câteva discuții mai aprinse? Se caută un vinovat sau e prea târziu să găsim un vinovat? Deci, chestia cu vinovatul ar trebui să o lăsăm, se va descoperi până la urmă, dar cel mai important lucru este să oferim copiilor luminițele de sărbători. Lucru pe care am toată speranța, nu sunt sigur dacă pe 5, pe 6 sau pe 7 decembrie, dar în cel mai scurt timp se pare că domnul director Donald s-a pregătit cu echipe să le monteze. Deci va face o achiziție sau deja achiziționat sau e în curs și se vor pune din fața poștei până spre catedrală, precum și în zona pietonală din fața casei prefecturii. Brad vom avea? Cred că ne vom folosi de brazii natural din parc. Să încercăm să nu mai tăiem atâția copaci. Este păcat. Sunt țări care au dat o lege prin care 10 ani de zile nu mai are voie să tăie nimeni niciun copac. Întrebam în condițiile în care anul trecut știți că a fost controversatul Brad din centrul Ploieștiului, toată lumea... Am toată speranța că nu va mai fi în centru. În centrul Ploieștiului. Celelalte zone ale orașului nu mai putem spera la nimic. Putem spera prin bunăvoința societăților comerciale cu care primăria are colaborare. S-au făcut ceva de mersuri, deci presupun că totuși cetățenii din alte zone, Mihai Bravo, Vez, Malul Roșu, 9 Mai, se vor bucura și de un pic de lumină. Vorbeați despre achiziții. SGU va cumpăra toate aceste instalații? Da. Cât va plăti pentru instalațiile acestea? Vor fi folosite și anii următori? Absolut. Deci asta este și ideea. Deci va fi o achiziție, nu știu exact suma, în jur de 1.200.000, 1.300.000, deci cât permite legea achiziției. Eu tot insist și sunt ploieșteni care caută un vinovat. Vreau să vorbiți care este relația între primărie, SGU și RASP. Adică adevărul unde ar fi? Deci primărie cu banii, RASP-ul cu comanda și SGU cu execuția. Unde s-a oprit comunicarea? Sau unde s-a tăiat firul care ne-a lăsat fără curent de sărbători? Firul s-a tăiat, să zicem, de la primărie. De la primărie s-a tăiat în momentul în care avea alocat o sumă de 5 miliarde, deci 5 milioane, și brusc o diminuezi,
până la 1.200.000. Cum apreciați inițiativa oamenilor care s-au mobilizat pe Facebook? În zilele următoare, săptămâna următoare, vor fi întâlniri, vor protesta, vor veni cu instalații aduse de acasă? Sper că fiecare cetățean să dea o lecție administrației prin a-și împodobi singuri apartamentul sau curtea sau gardul curții în așa fel încât să nu există vreun pericol de scurt circuit sau să producă accidente. Pentru că totuși este periculos să pui instalații care merg la 220 și deci casnice de interior sau exterior să încep să înșiri prin stâlpii orașului. Așadar, nu se ia în calcul ca aceste instalații aduse de către oameni să fie montate de către SGU prin parcurile din Ploiești? Deci, sigur nu se poate face acest lucru, nu ar fi nici de dorit. Deci sunt instalații care au nevoie de o anumită protecție, sunt anumite becuri, frecvențe, volți. PNL-ul cerea ieri demisii, atât la SGU, cât și în Consiliul Local. Cum comentați toată această situație? Probabil că a fost o chestie politică. Se poate profita în perioada aceasta de, nu știu, de eșecul administrației? Eu sper să nu să profităm. Eu sper să ne liniștim, să încercăm să îl tragem toți la aceeași căruță și această căruță se numește orașul Ploiești. Cum vi se pare toată atmosfera din Consiliul Local? Nu știu, citesc articole de presă, sunt prezent la ședințele de Consiliul Local. Parcă nicio ședință nu se mai poate desfășura fără aceste mici animozități? Discuții, nu știu, unii spun, vorbesc despre interese ascunse. Care este de fapt realitatea? Ce ar trebui să înțeleagă oamenii? Oamenii sau consilierii sau... Bine, oamenii suntem toți. Oamenii oricum nu mai înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă, pentru că ajungem acolo pentru un subiect și vedem. Boicotăm ședințele de Consiliu Local, organizăm deci, extraordinare. Sincer să vă spun, sunt de aproximativ 3 ani consilier local și de 3 săptămâni viceprimar. Sunt atât de multe probleme pe care nici ca și consilier nu le știam. Acum ca viceprimar aflu câte una pe zi. 9. Care sunt principalele cu care vă confruntați? Deci, eu am mai dat o declarație. Nici nu pot să spun, lasă cetățenii, colegii sau... Nu pot să spun care este mai importantă una decât cealaltă. Avem investiții, avem iluminatul, avem cu stadionul acum. Deci sunt atât de multe probleme încât nu mai știi ordinea și nu cred că cineva poate să-și asume, spune care e mai important decât cealaltă. Credeți că lucrurile au fost scăpate de sub control? Cred că au fost un pic scăpate sub control. Cred că au fost nu neapărat de un om, 2-3. Cred că au fost la nivel general un pic. Nu știu de ce am senzația aceasta. Dar am toată nădejdea, așa cum și eu mă implic și colegii, chiar dacă sunt de la PSD, PNL, ALDE, să încerc să implice mai mult. Dacă fiecare s-ar implica mai mult, să știți că ar fi mult mai bine. Credeți că se poate realiza o alianță, nu știu, o alianță cu scopuri administrative și nu politice? Deci, părerea mea personală, și vorbesc acum în nume propriu, acesta ar fi un lucru de bun augur. Să lăsăm politica deoparte, că atunci când intri în sala de consiliu, nu trebuie să te gândești că ești de la un partid anume, trebuie să te gândești să gestionezi banii și interesele cetățenilor pe care te-au ales până la urmă. De Revelion vom avea surprize pentru ploieșteni. Cum va arăta? Spuneați că sunteți de 3 săptămâni. Cum va arăta sau cum vă doriți să arate luna aceasta a cadourilor, luna asta în care toți copiii l-așteaptă pe Moș Crăciun, e bucuria aceasta? Vom avea un oraș fericit, măcar acum cât se mai poate. Sper să fie, nu știu, mai fericit ca anul trecut sau mai puțin... Nu, sper să fie un oraș frumos, un oraș plin de viață, cu colinde, să audă colinde în centru, să... Moș Crăciun să vină la toți copiii, becurile să fie aprinse, orășelul copiilor am reușit să-l aducem în centru, pentru că și la sala sporturilor, totuși sunt persoane în vârstă care vin cu nepoți, neavând un mijloc de transport dedicat, să fie iarnă, să fie zăpadă, cred că era foarte greu de ajuns acolo. Mai am și două declarații ale domnului Teodorescu. În general, pe site-urile de socializare văd că a devenit o modă, așa, fiecare om politic își exprimă ideile aici. Lumina vine din suflet și nu neapărat din instalațiile de Crăciun. Cum vi se pare această afirmație? Acum, dacă vorbim la o lumină spirituală, da. Dacă vorbim la o lumină fizică, nu.
Eu nu știu, mă gândesc mai mult că este o ironie. Nu știu dacă a vrut să fie ironic, dar fiecare interpretează individual acest lucru. Și spunea tot dumnealui că după sărbători se vor căuta și vinovații pentru aceste nereguli și din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, poate fi principalul vinovat în condițiile în care îmi spuneți că de la primărie a pornit totul? Vorbim despre sume prea mici alocate pentru această sărbătoare? Nu neapărat. Da, deci sume mici și faptul că nu a fost alocată la momentul potrivit, deci se poate spune orice. Să știți că și eu mă simt oarecum vinovat pentru că eu urmesc fără să atrag colegii într-o capcană sau ceva politică. Deci și eu am fost printre cei care am votat atunci când a fost nevoie să fac o rectificare de buget, să mute banii de la SGU la TCE, dar cu condiția să revină la locul lor. Lucrul acesta nu s-a mai întâmplat. Avem orășelul în centrul orașului. Avem motive în plus pentru care acesta a reapărut în centrul orașului. Știm că este o zonă aglomerată, lipsa locurilor de parcare. Lipsa locurilor de parcare, sincer, m-aș abține să mai declaraș ceva. Având două parcări mari, una primărie și una mai veche în spatele Omnia, care vă asigur că nu se vor umple niciodată. Îmi permiteți acum, ca simplu cetățean, am fost în această parcare și nu am găsit loc. Ceea ce e un lucru bun, că oamenii merg să parcheze acolo. Probabil știți și articolul acela cu un angajat din primărie care și-a păstrat locul. Da. Ăla era singurul liber din toată parcarea. Deci e bine că oamenii se mobilizează și încep să respecte regulile, chiar dacă la început vedeam că parchează pe trotuar, pe... Da, mă deranja personal când parcau pe... între trotuar și carosabil, între copaci, erau pomi, iarbă nu era. Dar oricum, nămol care îl cărău de colo-colo. Da, e clar că mai avem de luptat și cu societatea aceasta civilă. Tuturor le place să merg în țări europene, în capitale europene, admiră curățenia, ordinea, dar asta numai dacă respecti legile. Altfel nu poți. Pentru că tot ne aflăm la capitolul investiții, vedem că bani nu prea sunt, n-am avut nici pentru ornamentele acestea de Crăciun. Spuneți-mi ce se întâmplă cu tramvaile acestea, primim promisiuni. La fel, într-o emisiune săptămânile trecute, domnul Teodorescu afirma că va porni tramvaiul 101, va circula, va intra în probe. Nu l-am văzut, l-am așteptat. Am vorbit cu domnul Iancoviș chiar astăzi. Și l-am întrebat pe direct de ce nu dă drumul la probe, la niște probe preliminare. Mi-a explicat și nu am decât să-i dau dreptate faptul că pe firul de contract, unde sunt mii de volți, mai fac, știu eu, în urma reabilitării, pe stâlpi era o grămadă de cabluri. Cabluri pe care unii oameni și revendică, unii nu le mai recunosc că ar fi a lor. S-au tăiat, s-au atârnat, fac contact, sunt aplecate, de fapt, peste firul de contact și este pericolul unui scurt circuit și un accident destul de grave. Acolo este un mic război între TC-ul roagă RASP-ul care se ocupă, fiind regia care se ocupă cu servicii, să elibereze firul de contract, RASP-ul spune SG-ului, SG-ul spune da, am face, dar nu suntem abilitați. E un fel de... Lanț al slăbiciunilor. Da, adică nu cred că e o procedură corectă și aici îmi pare bine că alături de colegii mei din Comisia de Urbanism și Comisia 3 am reușit să inițiem un proiect de hotărâre vis-a-vis de legalitatea RASP-ului, a SG-ului și a poliției locale de a controla, a verifica, a amenda și acela în stare inițială sistemul de cabluri pe stâlpi. Aș putea să spun că în sfârșit. Da, sunt 20 și ceva de ani, 25-26, nimeni n-a făcut asta și chiar mă simt fericit să reușim să nu mai vedem colaci peste colaci. Putem vorbi și de îngroparea cablurilor, adică se practică în orașele... Da, Sinaia, Brașov, se practică. Aici este o problemă. Clar nu avem bani pentru așa ceva, dar prin opțiunile în funduri europene și prin... colaborarea cu societățile care dețin în proprietate cabluri s-ar putea face. Așadar, avem speranțe și aici. Și un alt lucru, dacă ar fi să vă întreb, tramvaiul, când îl vedem, când mergem cu tramvaiul?
Există un termen sau... Normal, termenul era până în 31 decembrie. Eu sper ca săptămâna viitoare să se mobilizeze toată lumea și să dea drum barem la 101 să... la probe. Tramvaile acum, din punct de vedere tehnic, au stat atâta timp pe loc. Fierul trebuie să-l mai mici din când în când. E ca o mașină care o ții în garaj și o scoți odată la 2 ani. Trebuie făcută probe chiar cu tramvaile însăși. Am înțeles. Bănuiesc că au trecut prin fazele acestea de revizii, de... Am toată încrederea că da. Așadar dar să nu ne trezim cu alte zi... Bine, vor fi pregătiți cu mașină de tractat, cu mașină de pompieri, cu salvare, cu reprezentanți din partea constructorului, cu reprezentanți din partea Renault-ului. Deci eu așa văd această, chiar dacă e preliminară, așa văd o asemenea probă, pentru că nu, nimeni nu trebuie să-și asume riscul să mai asistăm la nenorociri după care să începem să spunem uite, de acum înainte să fim mai atenți. Mai bine să fim în atenți înainte decât după. Am impresia că toate aceste șantiere de modernizare a orașului Ploiești s-au transformat oarecum într-o povară pentru administrația locală? Deocamdată nu. Dar după 31 decembrie, probabil că da. Acum, depinde și povara aceasta. Unele se vor fi terminat, unele s-ar putea să primim ajutorul de la bugetul național, deci de la Ministerul Dezvoltării, și acum se lucrează și chiar azi era o ședință la primărie prin care toți managerii de proiect s-au întâlnit să vadă exact la, în ce stadii sunt. Așadar, putem spera că 101 este finalizat, da, în totalitate și 102? 102 nu cred că mai devreme, februarie-martie, nu văd. Plus că vine și vremea rea. Depinde, dacă nu avem ger, dacă nu avem ninsori, s-ar putea lucra. Am văzut că se lucrează inclusiv duminica. Absolut, și în două schimburi am văzut. Deci un efort și de partea cealaltă a constructorului. Adică îmi pare rău că noi nu am dat drumul la acest lucru atunci când a trebuit. Că practic acum facem același lucru care putem să-l facem în martie, mai, aprilie. Riscăm să pierdem bani? Mulți? Sincer, nu pot să vă spun în clipa asta, nevăzând ce rezultat a ieșit în urma ședinței, dar în zilele următoare până vom ști. Pasajul de la Gara de Vest? Pasajul de la Gara de Vest și acolo se lucrează. Am înțeles că mâine se vor tura niște stâlpi. Deci e o lucrare care înaintează și ea. E în termene? Adică are șanse să... Până martie ar trebui și pasajul să fie terminat. Și acesta. Deci eu zic că până martie ar trebui să fie terminat absolut toate investițiile. Și de la, începând de la geamuri, gergevele, ce se noiesc la Caragiale, pe bani foarte mulți, până la hipodrom, parc municipal, tramvai, pasaj... O altă problemă, pentru că mi se pare că Ploieștiul a început să scrie o istorie cam tristă în ultima perioadă. Vedem ce s-a întâmplat și la Clubul Colectiv în București și am văzut după aceea ce s-a întâmplat și cu instituțiile noastre din Ploiești. Ce facem cu teatrul? Este complicat. Ca și cetățean, spune, dom'le, a funcționat așa de din 15 ani și nu s-a întâmplat nimic. E adevărat că poate să funcționeze 15 ani și într-o clipă de neatenție se întâmplă un dezastru. Acum, conform proiectelor, a fost angajat un specialist, un expert în probleme de incendiu de specifice și am zis că ar fi o soluție pe care să fie aplicată din ianuarie, probabil cu o mașină plină cu apă de rezervă în spatele parcării și să se apuce de o construcție a unor rezerve de apă în subsolul teatrului. Dar din ce am înțeles și eu și toți cei din presă care am scris despre asta, acolo au fost niște lucrări nerespectate. E vorba de lucrări nu neapărat nerespectate. A fost un proiect împărțit în două. Prima parte s-a terminat, de la a doua parte prin care trebuia construit un mare bazin de apă nu a mai fost construit. Așa oficial, sincer, nu am văzut. E foarte interesant că, nu știu, proieștenii ar trebui să afle dacă în momentul acela au fost încasați bani pentru acel bazin. Sunt convins că nu au fost încasați bani, sunt convins că nu s-a mai ținut cont
atunci. Probabil că și legile erau altfel. Deci sunt foarte mulți hidranți în spatele teatrului. Deci, se încearcă acum o reconfigurare a planului de probabil incendiu. Deci astăzi am auzit iar de un incendiu, nu mai știu exact în ce localitate, care n-a putut fi stins la timp din cauza presiunii scăzute și a debitului din hidrant. Deci, practic, de aceea este nevoie de această rezervă de apă. Deci trebuie să înțelegem și pe colegii noștri de la ISU, dar și pe artiști și pe cetățeni. Mai ales pe plăieșteni care nu... Știu, trebuie să fie mai înțelegători unii cu alții. Deci asta, fiecare trebuie să-și facă treaba acolo unde este pus și noi să fim înțelegători și toleranți unii cu ceilalți. Bănuiesc că aveți și un program de audiențe. Care sunt problemele pe care vi le spun oamenii în general? Deci încep de la iluminat, faptul că e o problemă cu schimbatul becurile de pe stâlpi, a lămpilor chiar. Iar este o discuție, dacă vreți, în România, dacă... Interesant, nu, interesant. Interesant, da. Deci o lampă, dacă este spartă de un copil, de o cioară, de știu eu, din diferite motive, SGU are contract de mentenanță, are voie să schimbe becul, nu are voie să schimbe lampa. O anomalie, deci, totală. Da, deci... nu-i de râs. Zâmbim acum, nu-i de râs, dar... Explică-i, e de plâns că se întâmplă... Explică-i unui pensionar de ce nu poate să iasă în siguranță din scara blocului, că nu se poate stabili... Deci, pentru că o lampă e considerată investiție și nu reparație. Am înțeles. Vreau să vorbim puțin și despre stadionul Ilie Oană. Avem atâția fani ai echipei ploieștene care se plâng în perioada aceasta. Ultimul meci, la fel, a venit tot din mila unui om. Nu cred că din mila unui om. Din pasiune, asta spune pasiune și din dragoste, față, din dragoste față de oraș, poate, să zicem, de cetățeni. Dar e trist să spunem că echipa a ajuns la mila până la urmă. Este trist, dar știți, SG-ul este practic în subordinea mea. Dar nu pot să îi spun unui director ce are de făcut, că de aceea este el director acolo. Are un consiliu de administrație. Are o agă. Practic, ce au și cu directorul sunt singurii factori decizie în momentul când se iau hotărâre. Și directorul cere aprobarea CEA-ului, CEA-ul se face cu directorul. Acum și acolo e o problemă, am înțeles că ar fi numai doi membri în consiliul de administrație de la SGU. Deci sunt probleme care vin din urmă, foarte în urmă. Deci eu nu pot, persoana în 3 săptămâni, de ce să mă ocup mai întâi? De teatru, de stadion, de... Acum am o coadă iluminat. Și să sperăm că le ducem până la capăt. Acum, un stadion făcut pe banii ploieștenilor, deservit de o echipă privată, care a avut ceva probleme, nu intrăm în amănunte, a avut ceva probleme și nu și-a plătit sume exorbitante până la urmă. Deci tot banii noștri aici, trebuie să înțeleagă toată lumea, să găsim o metodă prin care să vedem și un meci de fotbal, să ținem și cu o echipă, dar toată lumea să-și plătească datoriile. Nu cred că cineva merge într-o alimentară și își cumpără o pâine fără să o plătească, sau nu cred că cineva se duce la o benzinărie și își pune benzină și pleacă fără să plătească. Da, e adevărat. Deci adevărul e undeva la mijloc. Și nici acum, sincer, nu cunosc toate substraturile și problemele care sunt. Deci, odată au jucat, deci au avut contract, au jucat, acum văd că nu se mai poate închiria. E adevărat că, pe de o parte, oamenii pierd plăcerea asta de a vedea un meci de fotbal pe stadion, o echipă care a scris istorie de-a lungul anilor și anii trecuți la fel, când ne-au adus cupa la Ploiești, dar pe de altă parte asistăm și la, nu știu, ca acesta să se ruineze dacă nu este întreținut cum trebuie, că am văzut în ultima perioadă zidurile acelea care picau de acolo, de la scaunele rupte. În fine, părerea mea este că ar trebui găsit o formulă în care să se schimbe poate destinația stadionului din... să fie luat de la SG-ul, să fie dat poate primăriei sau patrimoniului, să găsim o formalitate prin care să încercăm să-l gospodărim. Părerea mea este că dacă noi am reușit să ținem 2 concerte pe el, pe banii de pe bilete, cred că ar fi suficient să-l întrețin sau să-l plătim impozitele. Da, trebuie adaptată și o strategie. Și o strategie, pentru că... Cine va organiza gazonul, concertele? Exact. Gazonul este scump. Dacă ai instalația de givrare,
3 luni, 4 luni, nu contează că tu închiriezi pentru o zi, o oră sau două ore un meci. Aia trebuie să meargă 3 luni, pentru că se usucă iarba sau... Sunt tot felul de probleme tehnice care costă, să știți. Sunt foarte multe probleme și aș vrea să-mi spuneți din perspectiva dumneavoastră, a omului care e în fruntea administrației ploieștene, cum vă doriți în astea 6 luni, cât au mai rămas pe la alegeri, să decurgă lucrurile? Deci fiecare om este trecător în funcție, dar eu am să încerc în astea 6 luni să fac tot ce pot. Ce ar însemna? Adică aveți niște obiective pe care vi le-ați propus în momentul deci, de fapt? Deci obiectivele principale ar fi, deci de viitor, să se termine cu aceste investiții în fonduri europene, să reușim să nu plătim din banii cetățenilor mai nimic, dacă se poate deloc, aș fi foarte fericit, să încercăm să luăm niște autobuze noi. Este rușinos să ai o infrastructură, linii, tramvai noi, stații noi, totul nou și să vii tot cu vechile tramvaie. Domnul Teodorescu vorbea despre tramvai second hand la un preț de 13.000 de euro, dacă rețin bine. Da, nu știu, s-a ținut sau să se țină licitație, nu mai știu exact 10 bucăți de tramvai, acum nu știu. Sunt convins că oricum vor fi mai frumoase decât cele pe care le avem, fără să le văd. Adică, plus deci, că avem aceste autobuze, că vorbim despre... Deci, sunt autobuze care cred că sunt mai bătrâne din punct de vedere vârstei ca noi. Și cu toate astea ele sunt în trafic. Asta este maestria directorului de la TCE și a echipei de acolo care le țin în funcțiune și totuși în siguranță. Da, la chestiunea asta cu siguranța mai avem de lucrat, la siguranța oamenilor. La... Bine, siguranță peste tot să avem siguranță. Desigur. Bun, eu sper, vreau să încheiem așa într-o notă optimistă, și vreau să le mai aducem aminte ploieștenilor încă o dată că anul ăsta, deci de sărbători, avem măcar centrul Ploieștiului. Da, aici da. Deci le putem oferi garanția aceasta. Nu le putem oferi o bogăție de lumini, o ferie. Sper să ne ajute și zapada să ningă un pic, să fim în spiritul Crăciunului și să încercăm să fim mai buni unii cu ceilalți. Vă impresionează că, revenind la oamenii aceștia care s-au mobilizat pe rețele de socializare, sunt aproape 2000 de oameni care au spus că vor veni la un protest în fața administrației ploieștene. Veți ieși, veți asculta? Deci, sincer, nu că îmi pun țelușă în cap, dar ar fi de bun augur să-i ascultăm, pentru că nu trebuie să ne fie frică. Așadar, să... Cine greșește și recunoaște, zic că 50% este iertat. Să sperăm că vor ierta, măcar acum în prag de sărbători. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, domnule viceprimar, și mult spor să duceți la capăt toate proiectele acestea. Vă mulțumesc frumos! Numai bine! Atât pentru prima parte a emisiunii, stimați telespectatori, rămâneți cu IL TV, după publicitate urmăriți și celelalte subiecte ale ediției.